Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic, de unde la întoarcere în România persoanele sunt obligate să stea în carantină. Din zona galbenă, pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, fac parte 67 de zone cu risc epidemiologic ridicat. Printre statele care fac parte sunt Spania, Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Irlanda sau Statele Unite. În plus, cetățenii care se întorc din țările respective sunt obligați să prezinte și un test COVID-19 negativ făcut cu 72 de ore înainte de intrarea în țară, dar și să stea în carantină 14 zile. Sunt exceptați de la această măsură copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, persoane care au făcut vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de-a doua doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea rapelului și persoanele care au fost confirmate pozitiv în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară. Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de-a doua doze, se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat din România sau din afara țării. Măsura intră în vigoare în 12 februarie. Pe lângă testul negativ prezentat la intrarea în țară, cetățenii sunt obligați să stea în carantină 14 zile, cu posibilitatea de a ieși din carantină după 10 zile dacă în a 8-a zi efectuează un nou test PCR, care este negativ. Persoanele care au avut COVID-19 și cele vaccinate cu a doua doză de vaccin la 10 zile de la rapel nu vor mai sta în carantină.